Ei, salutare, toată lumea, bine ați venit la un episod, băieți. Astăzi o să vreau să vorbim despre un subiect destul de important, pentru că văd că multă lume din România apare, trebuie să... Nu știu, trebuie să-și revină, pentru că e multă prostie în România, în pula mea, băi, cum să fiți bă așa de proști, fără spărare, băi, ăștia, nu toți, nu vă așteptați să vă fac pe toți proști, dar hai să vă arăt eu despre ce vorbesc acum, da? Deci, mă miram de ce tot primesc internet. Hai să intru pe Steam-ul meu de pe browser, da? Pentru că aici sunt pe contul, pe alt cont, pe contul de Smurf pe care joc cu cheat-uri, ok? Intram pe contul meu principal, da? Asta e contul meu principal, level 30, 3300 de ore în CSGO. Nu știu, hai să vă mai văd, să mai văd. 400 de prieteni, multe ore, adică am 3000 de ore în ultimele 2 săptămâni pentru că las idle. Dețin grupul People with Private Cheat, adică dețin grupul ăsta, da? Deci așa puteți să vedeți care e profilul meu principal, da? Doar de pe ăsta fac trade-uri. Am pus în descriere, în pula mea, oamenii, schemuri, aveți grijă, mi-a dat schem de pe cont, de schem nu cumpărați. Hai să vedem ce cont de schem, frate. Ia să căutăm Raul în lista lui. Raul. Uite, nu mai are la prieten de pe niciun cont, aparent. Ok. Da. Te contactez pentru cheat. Ok, asta e profilul meu, da? Da, e profilul meu, ok. Vreau să vă spun că cineva, un tip care nu știu ce dracu e greșit cu el, dar din dracu el în confare nu are mai mult de 9 ani și-a făcut un cont de Steam. Uitați cu ce nume și cu ce poze și cu ce tot. Ia, uite aici, intrăm pe profilul lui. Da? Ia uitați. Și eu te vreau să cumpăr, vreau să cumpăre. Coai, cât de dobitoci puteți să fiți, fără supărare, cât de dobitoci. Când eu am pus în descriere la contul meu principal, care e slash bether, dar uite asta, deci ăsta e ID-ul ăsta, nu mai poate să-l pună nimeni, slash bether, pentru că e luat deja, da? De dobitoși puteți să fiți, uite, am spus aici, nu fac trade pe alte conturi, singur cont de pe care fac trade ăsta, bine, mai nou fac trade-urile pe Discord, da, deci, mă adăugați pe Discord dacă vreți citul. Bă, fără supărare, cât de dobitoci să fiți, bă, fără supărare. Ci că, păi, mi-a dat schem cu cont de schem, deci cu cont de schem, da? Ce scrie aici? Nu fac trade-uri de pe alte conturi. Coaie, cât de dobitoși, bă. Uite, mai era parcă o dată. Mai era încă un. Dar cred că l-am. Uite, acceptă cererea. El îmi trimite cerere pe contul ăsta. Eu am zis că pe Discord, uite, am zis că mă conectez pe Discord, da? Omul după aia, schemă, aveți, mi-a dat schem de, cu cont de schem, nu cumpărați. Coaie, câte dobitoc să fii. Și și-au mai luat, și-au mai luat. Uite, ăsta mi-a zis, uite, stați să vedeți, uite, să citiți aici. Vreau să cumpăr Hecul cel și așa, nu știu ce, uite, aș vrea să cumpăr Hecul. Așa, ai vorbit azi cu mine de pe Steam, vedeți? Cu mine pe Steam. Deci omul practic retardatul ăla, care vă rog să-i dați report la profilul de Steam, vede în comentarii la contul meu main că îmi scrieți că uite adăuga pentru a cumpăra Hecul, el vă adaugă practic, știi, vă adaugă de pe contul lui și voi nu vă uitați la profil probabil și vă dă schemă în puii mei, dar după aia nu veniți la mine pe profil să-mi știți că schemer. Nu merge chiar așa în puii mei, sunteți niște dobitoși dacă faceți chestia asta, fără o supărare. Că tu înainte să faci un trade, pe ce dacă, e ca și cum în puii mei, nu știu, ai tăi ar cumpăra o casă de la altcineva, dar nici măcar n-ar verifica casa, știi, pur și simplu, ori lua o frostită la casa aia, știi? Și după aia să dea 100.000 de euro pe o casă, îți vede de fapt o cocioabă în mijlocul câmpiei, ci ceva de genul faceți voi, frate. Deci nu trebuie să verificați înainte. Uite, de exemplu, mă adaugă, nu știu, ăsta, da, cu level 200, da? Sau nu, îi scriu eu la profil, frate, vreau să-ți cumpăr Hecu, nu știu ce, da? După aia mă adaugă unul tot cu același nume și cu același poză, da? Cu aceeași poză. Eu ce fac? Îi verific profilul să văd dacă e același. Nu îi dau direct mesaj să, nu știu, să fac afacerea cu el. În puii mei. Și hai să vă arăt aici, deci, aș vrea să cumpăr Hecu așa. Ai vorbit azi cu mine pe Steam? I-am zis nu, că n-am vorbit cu el, pentru că eu ieri nu prea am fost pe Steam-ul principal. Și că nu e al tău contul de level 4, nu am vorbit cu nimeni azi. Doar am lăsat idle, nu. Am level 3. Deci vedeți, ok, deci era să-mi iau schem, vedeți? Deci practic nu mai stai să pun pe al doilea monitor să nu vedeți altceva și să mai caut altă afacere. Că să nu vă arăt altceva, știți? Nu mai găsesc, mi-a mai trimis încă un mesaj că și că se dă unul de mine, dar nu mai știu cine. Nu mai știu cine. Stai să mă mai uit un pic, dar nu cred că nu mai știu cine. Da, pula. Nu mai știu.
Uite, am și intrat. Mi-au și trimis de două mesaje despre chestia asta. Fac video. Acum. No problem. La proștiis ăia care mușcă. Nu el. Da, deci practic nu mai aveți încredere în nimeni, bă, băieți. Am zis, nu fac trade de pe alte conturi, da? Nu cred că omul o să-și bage 30 ceva de euro sau cât am dat eu pe levelul ăsta. Nu cred că omul o să-și cumpere 121 de jocuri ca să dea schimb în numele meu. Eu vă zic doar să vă uitați la profilul de Steam, să verificați să fie ID slash bt3rd, da? Deci asta să fie ID-ul. Și da, băieți, ne vedem data viitoare, bă. Deci nu mai fiți idioți și mușcați din chestiile astea, ok? Sal.